statului sunt acțiuni constituționale ce nu pot fi negociate. În sprijinul propunerii sale, Tăriceanu a adus și argumente. Niciunul dintre cele două referendumuri nu au fost de izbândă, ci, în plus, nu au nicio legătură cu interesul național, ținând exclusiv de agenda partidelor politice și a președinției. Propunerea de anulare a celor două referendumuri a fost făcută de premier și liderilor principalilor partide din opoziție. Motivele invocate de premier pentru o eventuală anulare a alegerilor pentru Parlamentul European? Ce faci, Colan! Astăzi, birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului au stabilit că președintele din Comisia Europeană,